Delia a venit în bucătărie și o întreba Maria ce a primit. I-a spus Delia ce a avut în pachet. Maria a întrebat dacă a avut și scrisoare. Delia i-a spus că nu, dar doamna care le aduce pachetele i-a spus că este un pachet de la Cristina. Scrisoarea nu a ajuns încă, posibil să ajungă ceva mai târziu. Spunea doamna Daniela că probabil nu a avut cine să citească scrisorile, astăzi, și de aceea nu a ajuns la ea. Posibil să ajungă mai târziu sau mâine, în zilele următoare. Laura spunea: Dar eu nu înțeleg de ce trebuie să citească cei din producție, din staff, scrisorile iar Delia spunea că pe ea uite ar deranja-o dacă i s-ar da o scrisoare de la mama în materiale în timpul emisiunii, dacă s-ar arăta ceea ce i a scris mama, mi s-ar părea așa un pic deranjant. Maria spunea că și ei s-ar părea la fel, pentru că ține de intimitate ceea ce îți scriu oamenii acolo în scrisori, și mai ales părinții. Doamna Daniela le spunea fetelor că odată ce au intrat acolo, au semnat și au semnat că orice devine proprietatea emisiunii, orice vine către ei și cine nu a realizat ce a semnat, înseamnă că are o problemă. Delia spunea că știe ce a semnat, însă vrea să explice că ar deranja o dacă în emisiune s-ar arăta ceea ce îi scriu părinții în scrisori.